Mediocritatea și lașitatea în politică nu sunt doar toxice, ci și dăunătoare. O demonstrează situația jalnică în care a ajuns PNL Hunedoara, din cauza modului în care este condusă organizația județeană de către liderul Vetuța Stănescu. Recent, într-o postare publică, fostul senator Carmen Hărău, încă un politician liberal valoros cu ani buni de experiență și contribuție politică la activ, a considerat că hunedorenii trebuie să știe că Vetuța Stănescu a luat-o rău pe arături. Fostul senator liberal Carmen Hărău și-a exprimat public, la rândul său, revolta față de atitudinea liderului Vetuța Stănescu, cea care, în urma criticilor și a semnalelor de alarmă, nu face altceva decât să-i atace și să-i denigreze pe colegii care au curajul să-i atragă atenția că ceea ce face și cum face duce partidul de râpă. Carmen Hărău face și o comparație între modul jalnic în care Vetuța Stănescu și-a asigurat un nou mandat în Parlament și hunedoreanca Natalia Intotero, o adevărată femeie politician cu șanse certe să ajungă din nou în Parlament. De ce nu m-am luptat cu ea? Pentru că odată ce am decis să nu mai activez în prima linie politică, fără intenția de a reveni, mi s-a părut firesc ca aceia care au rămas acolo sau doresc să urce, să facă netulburați politica pe care și-o doresc, să-și construiască partidul în care se simt bine. Din păcate, cei doi senatori, șase primari, doi consilieri județeni și mulți alții au ales să plece din PNL sub asaltul mitocăniilor. De ce scriu totuși acum, când Vetuța are asigurat locul de deputat, fiind prima pe lista PNL, pentru că în ultima vreme ea a luat-o rău pe arătură, iar hunedorenii trebuie să știe că am văzut la treabă, acum câteva zile, o hunedoreancă, adevărată femeie politician, cu șanse certe să ajungă din nou în Parlament. Intotero Natalia Elena dă conținut și sens folositor societății, unui portofoliu pe care toți l-am considerat o sinecură inventată pentru a domoli ambiții Gabrielei Firea. Am fost bucuroasă că mi-a cerut ajutorul ca antreprenor, că m-a invitat la conferința internațională la nivel înalt pe care a organizat-o la Hunedoara, ca pe o colegă care are semnătura pusă pe multe legi cu impact pozitiv în familiile românilor. Am fost și tristă. Tristă pentru că eu, încă liberală, cu cotizația achitată la zi, sunt obligată să constat diferența uriașă între inteligența politică a deputatei de la PSD și figura politică jalnică de dat prin gropi a liderei partidului meu. În altă ordine de idei, măi, ție chiar nu-ți este rușine? A scris Carmen Hărău pe pagina sa de socializare.